Cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea între 5 și 6 iunie dimineața posibile dureri de cap, stări de neliniște, ori insomnii, dar toate acestea pot să fie reduse în timp și modeste ca impact asupra organismului. Între 6 iunie dimineața și 8 iunie seara, luna va traversa zodia Taurului și le va da celor care s-au născut în acest semn zodiacal echilibru, stabilitate, spirit practic, gândire orientată spre lucrurile coerente, funcționale și profitabile, atitudine constructivă, pozitivă, rațională și foarte dispusă să depună efort pentru a face cât mai repede ordine în viața sa, în familia sa, în activitatea profesională, în relațiile sociale. Mai ales că cele din urmă continuă să fie supuse unui stres și atunci are nevoie să își elibereze toate sectoarele de viață personală și partenerială de orice fel de impuls negativ pentru a se concentra pe imagine publică, funcție, răspundere, preocupări profesionale sau rezolvarea unor atribuții dificile. Între 8 iunie, după ora 22 și 11 iunie dimineața, chestiuni financiare. Informația în sine nu este nouă, firește, din moment ce soarele se află de oarece vreme acolo, dinpreună cu Mercur, în tranzit prin casa banilor. Specială va fi, însă, ipostaza lunii noi, care va avea loc în ziua de 10 iunie. O lună nouă construită în vecinătatea sau în conjuncție cu Mercur, la mai puțin de un grad diferență, un Mercur retrograd care trebuie să influențeze atât Soarele cât și Luna în această poziție a lor. Sigur că, pe fond, așa într-un manual, contextul ar fi tratat ca un fel de început sau de idee nouă sau de ciclu de viață nou din această perspectivă. Teoretic, da, o fază de lună nouă în acest sector presupune că cam ceea ce s-a conturat anul trecut pe vremea asta în acest sector al banilor câștigați din muncă propria a evoluat mai bine sau mai rău timp de 12 luni. Cum se încheie? Se deschide un circuit nou de un an. Aici este corect. În sine însă foarte multă lume nu va percepe această tranziție. Poate din când în când, comparativ, la un moment dat, peste niște săptămâni sau luni, unii vor spune e o diferență față de anul trecut sau ce diferență e, iată, cât câștigam sau cum se rezolvau niște lucruri anul trecut pe vremea asta, acum avem probleme. Totuși, tranzitul nu este dificil, nu este negativ, este un tranzit interesant și este asociat cu nevoia de a fi în permanență cuplați la viața reală, la știri, la informații, la noutăți, la măsuri legale, ca să nu fie luați prin surprindere și să nu fie depășiți de vremuri. Această nevoie de a fi cuplați la realitatea în continuă derulare e un adevăr și o necesitate pentru fiecare, dar pentru cei născuți în Taur, ea se pliază mai ales când este vorba de bani, salarizare, câștiguri, speculații, conflicte, procese, dispute pe diferite chestiuni patrimoniale. Între 11 iunie după ora 10 dimineața și 13 iunie, noroc la o serie de știri sau putem și particulariza informații interesante, esențiale, speciale, legate de frați cunoscuți care pot să aibă un ecou în mintea lor. Se poate lega cu un plan de viață, cu o discuție, cu o întâmplare, cu un eveniment, cu un conflict, cu o bucurie, cu un proiect care le stă în minte. Această informație este binevenită, mai limpezește lucrurile sau consolidează o atitudine, pentru că aduce elementul necesar care confirmă niște bănuieli. Apoi, este o perioadă bună pentru a învăța. Trebuie să învețe toată lumea, și cei mici și cei mari, nu-i nicio rușine să înveți. Problema este dacă ai timp. Dacă ai timp, atunci momentul este bun. Sigur că nu doar în două zile înveți tot ce trebuie în viață, dar e un început sau este o perioadă în care, în contextul unui efort susținut de câteva zile, de câteva săptămâni, acest răstimp poate să fie unul special, profitabil, să acumuleze mult, să ajungă la o performanță, să-și vadă niște capitole parcurse, asimilate, să facă niște verificări care să-i mulțumească pentru stadiul în care se află,
Apoi mai ține cu ei și în cadrul unor verificări, examene, teste. Singurul element care se va accentua în acest context și în această perioadă este motivitatea sau chiar timiditatea în cazul celor mici, cei tineri, fără experiență, care se află la primul sau la al doilea al lor examen și care sunt timorați de presiunea profesorilor, de presiunea evenimentelor, de dificultățile materiei și așa mai departe. Da, aici probabil că vor interveni părinții, profesorii care vor construi niște elemente de încurajare și de stabilitate care să-i facă să depășească cu bine acest moment. În ziua de 11 iunie, planeta Marte va intra în zodia Leului. Va străbate până pe 29 iulie sectorul casei, al domiciliului, al relațiilor de familie. Marte în casa a patra nu e bun în sine pentru că dă zâzanie, dispută, antipatie și conflicte între nativ și rude, între rude între ele care îl pun într-o situație delicată pe nativul din Tau. Apoi este vorba de zodia Leului și atunci se complică cu ideea de vanitate, mândrie, orgoliu, lesne de bănuit că nu va fi din pricina sau din partea taurilor manifestată, ci din partea celor mai în vârstă din familie. Atunci avem de-a face cu un conflict între generații sau cu un conflict de atitudine, de viziune, ori chiar de pregătire. Unii au o pregătire superioară, o înțelegere majoră, realistă, a vremurilor sau a problemei și nu se pot face lesne înțeleși de către cei mai în vârstă care au alte idei, alte mentalitate, alte principii, își fac alte calcule și atunci se poate ajunge foarte repede la tensiuni. Chiar dacă motivul nu justifică o astfel de despărțire și în atitudine, dar și în modul de viață, să nu-și mai vorbească, să nu se mai vadă, să se supere sau ori de câte ori se întâlnesc să o ia de la capăt cu aceleași argumente. Primele două săptămâni sunt cum sunt. Mult mai complicată însă va fi situația de la sfârșitul lunii iunie și în prima parte a lunii iulie, când Marte va face o opoziție cu Saturn. Și atunci lucrurile vor căpăta și alte nuanțe, intră în joc funcția, rangul, demnitatea, activitatea profesională, concentrarea pe niște misiuni sau pe niște probleme importante ale nativului. Pentru ca lucrurile să nu fie simple, ci complicate în acest răstimp, atât Marte cât și Saturn, doi malefici puternici, se vor confrunta și cu mesajele negative venite de la Uranus în transit prin chiar zodia lor natală, prin Taur. Și atunci avem de-a face cu un care un T, care le pune întreaga identitate la încercare. Atunci nu va fi simplu. E bine să își gândească de pe acum, nici nu prea mai au așa un răstimp lung de așteptat, ce se va întâmpla dacă se vor naște niște tensiuni în familie sau viața lor va fi complicată de evenimentele în plan profesional care să se reflecte neplăcut, negativ și în familia din care provin. Aici nu este vorba de căsătorie, familia pe care și-au făcut-o prin contract la starea civilă. Așadar, transitul lui Marte nu este unul așa aplaudabil. E o perioadă pe care trebuie să o privească cu multă atenție, cu multă circumspecție și în sfârșit ar mai fi și a treia direcție, că până la sfârșitul lunii iulie, acest Marte poate să mai genereze situații neplăcute de tipul accident, avarie, stricăciune, pagubă în casă, în domiciliu, în gospodărie și în toate relațiile care vizează integritatea unui patrimoniu.